Timp de 9 zile, între 18 și 26 septembrie, se va desfășura cea de-a 12-a ediție a zilelor maghiare ale județului Hunedoara. Dacă anul trecut manifestările s-au desfășurat online, în 2021 evenimentele, care sunt organizate de filiala județeană a UDMR, cu sprijinul mai multor primării hunedorene, a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva și a altor instituții publice sau private, vor fi deschise și pentru public. Vom avea din nou zile maghiare și suntem foarte optimiști pentru că după ce anul trecut am fost în mediul online, nu am putut să ne întâlnim, nu am putut să avem invitații. În principiu, Deva, Hunedoara, Petroșani și Lupeni vor fi cele patru locuri în care vom avea întâlniri cu publicul, dar și în celelalte localități în care trăiesc maghiar vom încerca să avem câte un mic eveniment. Vă invităm cu mult drag să veniți la aceste zile și îi invit pe toți devenii, pe toți locuitorii județului să vină să-și reamintească de produsele culinare maghiare, de muzica și dansul popular maghiar. Gulașul și ciardașul vor fi principalele puncte de atracție sâmbătă 18 septembrie, începând cu ora 16 în piața cetății din Deva, vineri 24 septembrie de la ora 10 în piața centrală din Petroșani, sâmbătă 25 septembrie de la ora 11 la Castelul Corvinilor din Hunedoara și de la ora 15 la Călan Strei St. Georgiu. Și în ultima zi a manifestărilor, duminică 26 septembrie de la ora 16, în preajma Bisericii Reformate din Brad. Alte manifestări de la zilele maghiare ale județului Hunedoara se vor mai desfășura în localitățile Lupeni, Simeria, Hațeg, Petrila, Jeledinți, Rapoltu Mare, Chimindia, Uroi, Ghelari, Bunila, Alun și Govășdie.